Expoziția soților Ionașcu, vernisată în cadrul zilelor Ruzdinului, a fost una importantă. S-a marcat 45 de ani pe care pictorița naivă Sofia Ionașcu i-a dedicat acestei îndeletniciri și totodată 10 ani de când Todor Ionașcu s-a alăturat acestei arte, datorită căreia Uzdinul este cunoscut în lumea întreagă. Mă trugesc că așa îmi place să fac din ce în ce și din pictură în pictură ca să-mi fie tot mai departe stilul meu. Asta și fain, nu se uită niciodată și e tipărit în cap, așa rămâne, dar vă spun că am idei ca să fac lucruri. Măcar că merg ani cât mai mult, nu știu cum, dar și picturile m-a să fie și mai bine decât așa. Au fost expuse picturi care fiecare aparte are o valoare deosebită, farfurii și sticle pictate. Și așa că în 2007, așa zis, o pus în capul meu, ca să încep și eu să lucru, să-mi fac să am și eu câte vreo pictură. Să nu o mai deranjați pe ea. Și să nu o deranjez într-adevăr și au spus că unde normal o să aibă expoziție ea, să fim amândoi împreună. Așa că să spun unii lucruri, nu mi-e greu ca să le lucru, să le pictez, decât eu portul nostru românesc, așa zis, nu pot să-l pun pe pictură din cauza că eu nu l-am lucrat. Expoziția a fost vernisată de Vasile Barbu și Traian Todoran, care împreună cu Sofia și Todor Ionașcu a realizat filmul documentar Mândruliță, pup de trandafir, film premiat la numeroase festivaluri în țară și nu numai.